Bună dimineața și bine te-am găsit sau regăsit într-un nou filmuleț. Numele meu este Cristina, sunt mama a 4 copii și împreună cu soțul meu, indian, locuim în Germania. Acum este ora 6, noi am plecat de acasă la 5:15, la 5:40 am fost aici la spital și mergem unde trebuie să mă internez, deoarece am o programare pentru operație de tumoare osoasă la femur proximal, adică zona șoldului. La 6:15 este internarea și la 8 am operație. Am ajuns în camera unde o să fiu eu după operație și acum, înainte de operație. Eu sunt prima, soțul meu acum pleacă înapoi, dar înainte să plece așteaptă să-i dea numărul de telefon ca să poată să-i întrebe dacă sunt bine, pentru că știu că nu o să ajung la telefon prea curând, când aduc operație, trebuie mai stat acolo și așa mai departe. Aici am chiloței pentru operație. Chestia asta de pus pe cap și un halat din acela pentru operație. Aha, sunt pregătită de operație. Este ora 6 și 35. Cred că imediat vine să mă ducă în sala de operație. La 8 am operația. Doamne ajută să fie totul bine. Asta este prima filmare care am reușit să o fac după operație. Îmi aduc aminte că mi-au dat anestezia, după care nu mai mi-amintesc nimic până în momentul în care am auzit că numără 1, 2, 3 și m-au mutat în patul meu de pe masa de operație. Îmi amintesc, dar foarte, foarte puțin, doar acele 2 secunde, după care venea cineva la mine din când în când, era o voce de femeie și mă întreba dacă sunt bine. Pe la 7 și ceva m-au anesteziat, iar pe la 11 atunci m-am trezit eu cel mai bine și simțeam foarte tare că mă trece pipi. Mi-au adus o liță, dar nu am reușit să fac nimic, după care mi-au pus un Pampers XXL pentru că nu aveau altele și nu am reușit să fac nici în acel Pampers, dar după ce m-au dus în salon, exact la 11:30 am ajuns în salon și eram singură, nu mai era nimeni împrejur și atunci am reușit cu greu să fac pipi în Pampers. Filmarea asta este făcută tot din acea zi, din 21 octombrie, doar că acum este seară. Mi-am fost sunat soțul și i-am spus să-mi aducă mâncare fără gluten, deoarece de la spital nu am primit mâncare fără gluten, așa că nu am avut de ales. Era deja seară, eu fiind operată dimineața, n-am mâncat absolut nimic toată ziua. Sură, de când am făcut supă, a ieșit aburul de sub capac și m-a ars așa de rău, până am avut de 5-6 zile.
Suntem a doua zi după operație și mi-a spus că mă las acasă. A fost venită fizioterapia, m-a învățat să merg și să urc scările și să le cobor. Și bandajul care l-am aici la șold, aici. O să trebuiască să-l schimb pe medicul de familie joi sau vineri. Ieri nu am avut chef deloc să filmez, nici nu prea am folosit telefonul. Am primit doar așa un mesaj soțului. Astăzi mă simt un pic mai bine. A sângerat, doar că mi-am mai pus bandaje peste și mi-a spus că nu trebuie schimbat până joi sau vineri. Au trecut mai bine de 24 de ore de la operație. A operat la 8, nu știu până cât a durat operația, dar m-a operat la 8 și acum este 1 aproape, adică 1 în următoarea zi. 25 suntem astăzi. M-am lăsat după o zi jumate de stat în spital. Nu am mers acasă. O crancă în ambulanță. Am stat o zi jumate internată. Bine, se pune 2. Ieri și astăzi. Dar este deja ora aproape 2. Și m-a lăsat acasă. Mi-a făcut azi dimineață radiografie. Mi-a luat sânge. Să facă teste și a spus că mă las acasă. Mi-a făcut rețetă pentru fizioterapie. Mi-a dat și medicamente. Aici am o urmă roșie, nu știu cu ce m-au dat ei atunci când m-au operat pe tot piciorul, dar se ia foarte roșu. Să știți că am ajuns acasă și mănânc cartofi pai, mi-a trebuit și cu salată. Salată verde, castraveți, roșii. Am vrut și un pic de ceapă roșie, dar nu mai era. Dar nu voiam multă ceapă, voiam foarte, foarte puțină ceapă roșie. Soțul mi-a cumpărat sosul ăsta pentru salată din Lidl. Este gluten-free. Eu nu știam că este, dar da, este gluten-free. Cât am stat în spital, am mâncat nimic de acolo, pentru că de fiecare dată mi-a adus mâncare cu gluten. Astăzi, când trebuia să comand mâncarea, a venit doamna și a venit doctorul și mi-a spus că trebuie să merg acasă. Deși mai puteam să mănânc la amiază acolo, dar na. A zis că la 12 plec, la 12 a venit mâncarea, dar n-am plecat la 12, am plecat pe la 1 și jumătate. Aseară, când am văzut că mi-aduce iarăși pe la 6 mâncare cu gluten, mi-am sunat soțul și am spus să mi-aducă ceva de acasă de mâncare, dar am mâncat doar iaurtul cu pâine. Aia a fost prima mâncare care mi-am dorit să mănânc după operație. Ieri dimineață m-a operat și doar ieri seara am mâncat pe la 8 jumate, a ajuns el.